Cu siguranță există toate loturile identificate, cântărite în așa fel încât cu siguranță cantitatea respectivă sau de cantitatea respectivă dânsul va trebui să răspundă. Domnul Constantinescu, explicați-ne ce ați găsit, cum ați descoperit și ce ați făcut, cum ați acționat. Bună ziua tuturor! În faza inițială, așa cum știți și am mai comunicat de atunci până acum, am început un control respectând tematica de prevenție și de pregătire a sezonului 2017. Spre surprinderea noastră, lucrurile pe care le-am găsit acolo și cele care au fost deja transpuse în presă au depășit cu mult puterea noastră de imaginație. La momentul efectuării primului control, atât administratorul cât și orice reprezentant la acestea a părăsit locația, ne-am văzut în imposibilitatea de a comunica, de a inventaria și atunci am procedat împreună cu colegii de la sanitar veterinar la sigilarea încăperilor în care am găsit deficiențe și produse cu potențial periculos, urmând, bineînțeles, filmate și fotografiate la acel moment, pentru că era singura noastră posibilitate de a evalua ceea ce se întâmplă acolo. La momentul desigilării astăzi, când respectivul comerciant a găsit posibilitatea de a chema o societate specializată în distrugerea unui astfel de tip de marfă, abia astăzi l-au găsit, ne-am prezentat în urma desigilării primei încăpere, am constatat că în aceasta era curată. Curată în sensul că lipseau 3 sferturi din ceea ce noi vedeam pe camere că ar fi fost acolo. Trebuie să înțelegeți că la momentul acela era imposibilă decongelarea și cântărirea acestora, lipsa totală a oricărui element de identificare a lotului, a tot ceea ce era acolo. Se vede în fotografiile și în filmările inițiale, se văd cantități de carne vracă, mac, cum se numește, pusă pe jos, înghețată, lipită de parduseală. Lucru care nu ne-a făcut la acel moment imposibilă așteptarea de congelare să ne petrecem o noapte în încercarea de a identifica clar ce se întâmplă. Am mizat și mizăm în continuare pe suportul colegilor de la sanitar veterinar mult mai priceput decât noi în a identifica cântării și primite sau nu spre distrugerea acestor tip de marfuri. Deci și sunt în continuare acolo, am venit din respect pentru dumneavoastră și pentru timingul stabilit de lansare acestui comandament. În continuare, acolo sunt colegi de la poliție, de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, de la criminalistică care încearcă să identifice modalitatea prin care s-a pătruns în aceste încăperi. Așa a înțeles comerciantul să se salveze. Ne bazăm pe filmările noastre. Ce reacție a avut dumnealui astăzi? Dânsul o reacție așa impasibilă. Cred că este obișnuit cu tracasările de tipul ăsta. Cum vă spuneam și în trecut, foarte interesant este modul în care a rezistat pe piață până la acest moment, în sensul că acolo nu păreau renovări făcute în ultimii 12 ani. De unde rețea asta? De la colegii noastre din presă, care spun undeva că în 2006 lucrurile erau aproape la fel. Deci cumva el știe să se descurce într-un hățiș din acesta al autorităților, probabil, și sunt răutăcios acum, probabil are și niște sfetnici bune în această zonă, o să le aflăm pe toate. Mi se pare strigător la cer, să fi fost cumva îndrumat să facă așa ceva. Pentru că nu cred că a venit personal ideea, dar eliminând corpul delict, probabil crede că sancțiunile vor fi mai mici. Noi deja am aplicat sancțiunea pe care o știți de 90.000 de euro. Măsura suspendării activității, dânsul meu interpretează greșit, are la bază tocmai boicotarea controlului și nici de cum ceea ce am găsit acolo, deci cu sau fără carnea de acolo, cu atât mai mult se confirmă faptul că asta este atitudinea domnii sale față de control.